Ministrul Afacerilor Interne, promoția de ofițeri 2021 din Academia de Poliție Alexandru Iancuza este pregătită pentru ceremonialul de avansare. Sunt comandantul ceremonialului, comisar Zidar. Bună ziua! Să trăiți! Promoție! Drept! Promoție pe loc, repaus! În deschiderea ceremonialului va avea loc sfințirea noului drapel de luptă al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Promoție! Drept! Promoție pentru onori! Înainte! Garda drapelului de luptă! În fața formației! Pui! Promoție! Drept!
Promoție, descoperi! Pe loc, repaus! Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, cel veșnic și atotputernic, Făcătorul a toată lumea și binecuvântarea a toată făptura, caută asupra noastră a sfinților și nevrednicilor tăi slujitori și cercetează acest drapel, binecuvintează-l și îl sfințește ca să fie demn asupra tuturor potrivnicilor. Și-a întărit fiind cu puterea ta cea cerească, să așeze spre fugă pe toți dușmanii, arătându-se înfricoșător acestora. Iar celor credincioși care în tine nădăjduiesc să le fie tărie, îndrăzneală și nădejde de biruință, și fiind întărit cu rugăciunile sfinților și ale îngerilor tăi, să se arate oștirii ca semn de bucurie, tărie și biruință asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, care a ascultat pe Moise, cel ce a învins către tine mâinile sale și a întărit poporul Israel asupra lui Amalec, auzi-ne pe noi care ne rugăm ție pentru credincioșii care sunt de față. Binecuvintează, întărește și dă inimă curajoasă asupra potrivnicilor. Trimite-le înger luminat care să-i păzească iar pe vrăjmași, să-i oprească, să-i abunge și îndrăzneala lor să o prefacă în fugă. Fii nouă pururea însoțitor, iar studenții, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și binecuvintează și se sfințește acest drapel ostășesc pentru putere și întărirea oastei creștine într-o biruință asupra vrăjmașilor, prin stropire cu apă sfințită, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului promoție! Drept! Acoperiți! Promoție! La drapel, pentru onor, înainte! Garda drapelului de lucru! În formație! Marș!
continuarea ceremonialului, îl invităm să ia cuvântul pe comandantul Academiei de Poliție, domnul comisar șef de poliție, conferențiar universitar, dr. David Ungureanu. Domnule ministru al afacerilor interne, preasfințite părinte biscop, doamnelor și domnilor invitați, dragi părinți, dragi absolvenți. Momente emoționante și în același timp pline de responsabilitate trăim cu toții atunci când o nouă promoție de absolvenți a Academiei de Poliție pășește pe drumul profesiei alese, jurând credință sub drapelul pe care îl vor sluji până la sfârșitul vieții. Aceste momente concentrează în ele o activitate intensă, nu ușoară, nu lipsită de dificultăți, în care noi, cadrele didactice, alături de beneficiarii noștri, ne străduim și credem că și reușim să formăm nu doar specialiști, ci să construim caractere puternice, oameni adevărați. Cu toții am trecut și trecem încă printr-o perioadă dificilă. După mai bine de un an de distanțare, beneficiind de sprijinul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, studenții Academiei de Poliție au participat fizic la toate activitățile didactice specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecție privind siguranța epidemiologică, iar astăzi, 15 iulie 2021, spre bucuria noastră a tuturor, o nouă promoție de absolvență a Academiei face primul pas pe drumul împlinirii unei vocații de locușoare. În același timp, absolvenții noștri prezenți astăzi pe platoul Academiei de Poliție, studenții de mai acum câteva săptămâni, au răspuns apelului, inițiativei pe care biserica noastră strămoșească, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh, le face prin campania Donează sânge, salvează o viață, pentru a veni în sprijinul tuturor celor aflați în suferință în spitale. Prin admirabila și deosebita implicare a părintelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru, în Academia de Poliție s-a desfășurat cea mai amplă campanie de donare de sânge din țara noastră, din ultima perioadă, campanie ce a adunat peste 1000 de donatori într-un gest de profundă solidaritate umană și creștină. Dragi absolvenți, alegerea profesiei reprezintă un pas important în viață, dar, spre deosebire de alte ocupații, calea pe care ați pornit este una aspră, pentru că v-ați pregătit să lucrați cu oamenii și pentru oameni. Și așa cum v-am învățat în Academia de Poliție, pentru noi, fiecare om reprezintă un destin, nu doar o cifră. Tocmai din acest motiv, nu vă este îngăduit să greșiți. Jurământul pe care îl veți depune astăzi și care are în final ruga, așa să-mi ajute Dumnezeu, dobândește astăzi o semnificație aparte, fără precedent în istoria instituției noastre. Pentru că în continuarea ceremoniei de absolvire se va desfășura și slujba de sfințire a locului unde va fi ridicată biserica din cadrul instituției noastre. Și în acest context, nu putem să nu ne amintim de ceea ce afirma marele nostru cărturar, Petre Tuțea: ce pustiu ar fi spațiul românesc dacă nu ar fi umplut cu biserici. Reflexia exprimă sintetic imaginea unui posibil coșmar istoric pentru neam lipsit de credință. Credința nestrămutată în câteva repere existențiale a alimentat tăria noastră de a supraviețui în fața vicisitudinilor istoriei. Credința a alimentat spiritul de sacrificiu, voința celor care, statorniciți de milenii în spațiul Carpatul-Dunăreanu-Pontic, nu au renunțat a lupta, nu au cedat vrerii vrăjmașilor, fixându-și două idealuri eterne și nestrămutate, Dumnezeu și țara. Entități fundamentale de nezdruncinat în istoria românilor, biserica și oștirea,
din care parte integrantă consider că fac și lucrătorii Ministerului de Interne, au orientat, vegheat și garantat ființa unui neam recunoscut ca o enigmă și un miracol în spațiul central și sud-est european, teritoriul fascinant, mereu râvnit și închingat de imperii ostile. Idealul dăinuirii, voința inflexibilă de a trăi aici, s-au plătit scump în tributuri umane și teritoriale, din vastul nostru spațiu inițial, rămânându-ne doar patra unde Carpații, Dunărea și Marea adăpostesc veșnicia, alăturând oșteanul cu clericul într-o frăție indestructibilă. Scutul oștirii și credința străbună au ființat alături, s-au susținut reciproc, s-au adaptat vremurilor și s-au modernizat, conferind națiunii și civilizației noastre puterea dăinuirii în fața vitregiilor care ne-au împresurat și asediat cu obstinație. Evoc în fața dumneavoastră aceste gânduri astăzi, când plecați în lume spre a asigura liniștea și pacea socială, spre a apăra legea, dreptatea, ordinea și persoana umană cu toate atributele sale. Ați parcurs un drum ostil, fiind marcați de perioada pandemiei, într-o vreme a neașezării și incertitudinii, dar de astăzi veți studi pentru neam și veșnicie. Dragi absolvenți, cu ocazia absolvirii, vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază și să vă călăuzească în a lua cele mai bune decizii pentru oamenii pe care îi veți sluji. Mult succes! Directorul Direcției Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, domnul chestor de poliție Valentin Minoiu, dă citire ordinelor de avansare în grad și denumirea șefilor de promoție. Promoție! Drept! În conformitate cu prevederile articolului 9 aliniatul 1 și articolului 21 aliniatul 1 din legea numărul 360 din 2002 privind statutul polițistului, respectiv ale articolului 36 aliniatul 1 litera A, articolului 45 aliniatul 2, articolului 48 și articolului 109 aliniatele 1 și 2 din legea numărul 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare, ambele cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, respectiv prin dispoziții ale șefilor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne emise potrivit competențelor legale, cu data de 15 iulie 2021, absolvenților cu diplomă de licență a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, promoția 2021, forma de învățământ cu frecvență, li se acordă gradul profesional de subinspector de poliție, respectiv gradul militar de sublocotenent, după cum urmează. 258 de absolvenți de la programul de studii universitare de licență, specializarea ordine și siguranță publică, specialitatea poliție. 57 absolvenți de la programul de studii universitare de licență, specializarea ordine și siguranță publică, specialitatea poliție de frontieră. 42 de absolvenți de la programul de studii universitare de licență, specializarea ordine și siguranță publică, specialitatea jandarmă. 105 absolvenți de la programul de studii universitare de licență, specializarea DEPSE. 31 de absolvenți de programul de studii universitare de licență, specializarea instalații pentru construcții pompieri. În conformitate cu prevederile legii numărul 360 din 2002 privind statutul polițistului, respectiv ale legii numărul 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare, ambele cu modificările și completările ulterioare, precum și ale hotărârii Guvernului României numărul 294 din 2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziții ale șefilor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, emise potrivit competențelor legale, cu data de 15 iulie 2021, absolvenților cu diplomă de licență din promoția 2021 a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Poliție, Programul de Studii Universitare de Licență, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, forma de învățământ cu frecvență redusă, li se acordă grade profesionale, respectiv grade militare, în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează. 39 de absolvenți de la specialitatea Poliție,
6 absolvenți de la specialitatea Poliției de Frontieră, 5 absolvenți de la specialitatea Jandarmerie. Prin ordin al Ministrului Apărării Naționale, cu data de 15 iulie 2021, unui număr de 5 absolvenți cu diplomă de licență a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Poliție, forma de învățământ cu frecvență, promoția 2021, li se acordă gradul militar de sublocotenent. Prin ordin al directorului Serviciului de Protecție și Pază, cu data de 15 iulie 2021, unui număr de 15 absolvenți cu diplomă de licență a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Poliție, forma de învățământ cu frecvență, promoția 2021, li se acordă gradul militar de sublocotenent. Prin ordin al directorului Serviciului de Informații Externe, cu data de 15 iulie 2021, unui număr de 2 absolvenți cu diplomă de licență a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Poliție, respectiv Facultatea de Pompieri, forma de învățământ cu frecvență, promoția 2021, li se acordă gradul militar de sublocotenent. Prin decizie a Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarilor, din structura Ministerului Justiției, cu data de 15 iulie 2021, unui număr de 40 de absolvenți cu diplomă de licență a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Specialitatea Penitenciară, forma de învățământ cu frecvență, promoția 2021, li se acordă gradul profesional de subinspector de Poliție Penitenciară. Unui număr de 5 absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Specialitatea Penitenciară, forma de învățământ cu frecvență, promoția 2021, trimiși la studii de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, li se acordă gradul de locotenent de justiție prin ordin al conducătorului ministerului respectiv. Unui număr de 2 absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri, Specializarea Instalații pentru Construcții Pompieri, învățământ cu frecvență, promoția 2021, trimiși la studii de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, li se acordă gradul special de locotenent al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale de Republica Moldova, prin ordin al conducătorului ministerului respectiv. Se declară absolvenți cu diplomă de licență ai Facultății de Pompieri, Specializarea Instalații pentru Construcții Pompieri, învățământ cu frecvență, promoția 2021, Specializarea Instalații pentru Construcții Pompieri, 10 studenți palestinieni, înmatriculați în baza hotărârii Guvernului României numărul 272 din 2012. De asemenea, se declară absolvenți cu diplomă de licență ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, promoția 2021, 12 absolvenți de la Facultatea de Arhivistică, Specializarea Arhivistică. Cei 3 șefi de promoție ies în fața formației pentru a fi felicitați de către domnul ministru al afacerilor interne, după cum urmează: Bianca Andra Merișanu, Facultatea de Poliție, Emanuel Petru Ovadiuc, Facultatea de Pompieri, Laura Cristina Dumitru, Facultatea de Arhivistică. Șefa de promoție a Academiei de Poliție, Alexandru Ioan Cuza, anul 2021, este Bianca Andra Merișanu.
Servesc patria! Domnule ministru, vă rugăm să ne permite să luăm loc în formație. Am înțeles. Am înțeles. Se oficiază slujba religioasă de către Preasfințitul Timotei Crapoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Promoție! Descope! Promoție pe loc, repaus! Ceremonialului, cei mai tineri ofițeri de poliție ai Ministerului Afacerilor Interne vor depune jurământul de credință. Promoție! Acoperiți! Promoție!
tuturor, înainte! Garda drapelului de în fața formației! Ui! Absolvenți ai specialității poliție, rostiți după mine! Eu sunt inspector de poliție! Eu sunt inspector de poliție, jur! 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 Să respect Constituția! Să respect Constituția! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Să aplic în mod corect și fără părtinire! Să aplic în mod corect și fără părtinire! Legile țării! Legile țării! Să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință îndatoririle ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne Dumnezeu nostru, Împărate al Cerului și al Pământului, care ai rânduit pe îngerii Tăi noștrile cerești, ca să împlinească poruncile Tale și cu sabii de foc să păzească raiul, păgăduit de Tine numai celor drepți, iar popoarelor să le fie păzitori și propovăduitori spre împlinirea voii Tale. Cel ce pe Sfinții Tăi apostoli i-ai înarmat cu îndrăzneală ca să viruiască lumea, prin propovăduirea învățăturii Tale, iar pe Sfinții Mucenici ai umplut de Duhul Vitejiei ca să lupte până la jertfa de sânge cu prigonitorii bisericii întemeiate de Tine. Însuți Împărate și Doamne, de acești ofițeri care acum se leagă pe numele Tău pentru țara noastră, România, dată nouă de Tine spre moștenire, îndărește-i spre faza și apărarea ei. Umple-i de Duhul Vitejiei, trimite-le credința cea în Tine și în legea Ta cea sfântă. Dă-le lor dragoste de țară, precum cu îmbelșugare l-ai dat înaintașilor noștri, care au înfrânt pe vrăjmașii veniți să ne cotropească, să robească poporul și să dărâme biserica Ta cea sfântă. Dumnezeu care dai tărie celor ce ne dăjduiesc pentru Tine, Ție slavă înălțând Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să vă ajute! Garda drapelului de rând! În formație!
Promoție! Deci, promoție pe loc repaus! În momentul ce vor urma, din partea preasfințitului părinte patriarh Daniel, va transmite câteva vorbe de tignă tinerilor ofițeri, preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Stimate domnule ministru, domnule comandant, domnilor generali, onorați oaspeți ai Universității de Poliție Alexandru Ioan Cuza, dragi absolvenți și onorată asistență, sunt bucuros să vă aduc cu acest prilej binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel în ziua când un număr însemnat de studenți își încheie studiile. Este o zi de bucurie și de bilanța activității de până acum, dar și o zi a unor proiecte de viitor. Sunt deosebit de bucuros să amintesc numeroasele proiecte comune pe care Biserica, împreună cu Armata, cu această Academie de Poliție, le-a făcut în ultima perioadă. Și de aceea îi mulțumim domnului comandant, părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru și tuturor celor care s-au implicat în proiecte de care, așa după cum ați auzit, a amintit și comandantul Universității. Sunt de asemenea bucuros să vă amintesc de faptul că Mântuitorul s-a întâlnit într-o zi, iubiți absolvenți, cu un dregător bogat, care l-a întrebat ce să facă ca să trăiască veșnic. Sunt oameni care au și această perspectivă a veșniciei, nu doar a trăirii aici, într-o lume efemeră. Și cred că mulți dintre dumneavoastră sunt oameni care privesc departe, nu doar către proiectele ce vă stau înainte, ca absolvența acestei universități, ci mai ales în perspectiva dobândirii veșniciei, care este atât de importantă, dar la care noi reflectăm atât de puțin. În încheiere, pentru că ne aflăm într-o Academie de Poliție, am să vă spun o întâmplare din istoria strălucitoare a Bizanțului. Împărații bizantini, când participau la ceremonii solemne, să spunem cum ar fi fost și una asemănătoare celei la care ne aflăm, purtau obiecte cilindrice împodobite cu pietre nestemate și acoperite cu catifea, dar care aveau înăuntru o mână de țărână. Întrebat odată un împărat de ce înăuntru unui obiect atât de prețios se află țărâna, un sfetnic înțelept i-a spus: adu-ți aminte, împărate, că suntem făcuți din țărână. La țărâna din care suntem făcuți, Biserica ne cheamă pe toți să adăugăm strălucirea Duhului, pentru că avem pe lângă țărână și suflarea Dumnezeirii. Vă felicit din toată inima pe dumneavoastră, absolvenții Universității Alexandru Ioan Cuza, conducerea acestei universități, corpul profesoral. Ne bucurăm în mod deosebit de împlinirile dumneavoastră, dar și de ceea ce veți face în viitor. Vă felicit în numele preafericitului părinte patriarh Daniel, atât pe dumneavoastră, cât și pe profesorii care s-au ostenit în perioada studiilor dumneavoastră, pe părinții, apropiații, prietenii și colaboratorii dumneavoastră. Doresc să aveți multe bucurii într-un mulți ani. Adresăm respectuoasa rugăminte de a lua cuvântul domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne. Preasfințite părinte episcop, stimați secretar de stat, stimați invitați, distins corp profesoral,
dragi absolvenți, dragi părinți! Momentul festiv de astăzi este unul încărcat de emoție, dar și aspirații și încredere într-un viitor mai sigur și mai predictibil. Pentru toți cei 624 de absolvenți care astăzi au depus jurământul de credință, așteptările profesionale sunt cu siguranță mari. La fel de mari sunt așteptările instituționale și mă refer la viitorii colegi pe care îi vom avea încadrați la noile locuri de muncă și pe care îi vom avea alături de comunități în sprijinul cărora vor acționa. Dragi absolvenți, veți fi în serviciu public și acest statut deosebit de onorant vă obligă la o conduită ireproșabilă, la integritate și profesionalism. Vă îndemn să nu uitați nicio clipă că sunteți modele și repere pentru societate, atât în exercițiul profesiei, cât și în timpul liber. Absolvirea Academiei de Poliție marchează începutul unei noi etape în cariera dumneavoastră. Drumul pe care l-ați ales pentru a deveni ofițer în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne presupune înainte de toate maturizare, responsabilitate și asumarea deciziilor și acțiunilor dumneavoastră pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, protejarea proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și, în ultimul rând, apărarea ordinii și liniștii publice. V-ați asumat o misiune dificilă, dar deosebit de onorantă, deoarece vă veți dedica o mare parte din energia și priceperea dumneavoastră României și cetățenilor care așteaptă de la dumneavoastră reacții prompte, echilibrate și profesioniste. Fără ezitări, fără derapaje, fără amatorism. Veți fi primii care aplică legea, dar și primii care trebuie să o respecte. Sunt convins că în anii petrecuți în Academia de Poliție ați acumulat cunoștințele teoretice și practice necesare pentru un debut în carieră încrezător și plin de perspective. Consolidați acest parcurs cu fiecare ocazie care vi se oferă. Fiți receptivi și mereu deschiși spre cunoaștere, căutarea adevărului și formarea profesională continuă. Doar așa veți putea aduce un suflu nou sistemului și veți contribui activ la procesul de reformare a structurilor noastre. Am demarat un amplu proiect de reformă al Academiei de Poliție, pornind de la o viziune strategică adaptată nevoilor actuale ale Ministerului Afacerilor Interne și evoluțiilor din societate, cu accent pe profesionalizare, flexibilizarea instituțională și creșterea calității actului educațional. În acest sens, programele de master profesional recent introduse ca rute alternative de formare profesională constituie o modalitate de atragere a resurse umane înalt calificate în sistemul de ordine și siguranță publică. Am pornit reforma de la bază, fiind ferm convins că însăși reforma Ministerului Afacerilor Interne nu ar fi posibilă fără a parcurge această etapă. Reforma Academiei de Poliție constituie un pilon fundamental pentru viitorul Ministerului Afacerilor Interne, pentru că de aici își trage seva întregul nostru sistem. Dacă pepiniera este compromisă, atunci sănătatea și soliditatea structurilor va fi șubrezită. În viziunea noastră, acest proiect de reformă este unul de durată, deoarece rezultatele vitale se vor vedea efectiv în timp. Important este să nu ne abatem de la această linie de reformă și să avem toleranță zero față de încălcarea legii și a rigorilor academice. Înainte de toate, trebuie să ne prezentăm în fața viitorilor studenți cu persoane care sunt repere profesionale, morale și de integritate. Conștientizând cu toții importanța acestui proiect de reformă, ne-am angajat pe acest drum al construcției, care este la început, dar care trebuie consolidat prin contribuția fiecarei părți implicate, profesori, studenți, colaboratori și parteneri instituționali.
Mă bazez pe fiecare dintre dumneavoastră, în principal pe corpul profesoral din Academie, a cărui contribuție la formarea noilor generații de absolvenți este esențială. Nu trebuie să uităm că, înainte de toate, în această instituție se formează caractere și personalități puternice, care mai apoi pot să înțeleagă importanța și specificul statutului dobândit. Ceea ce ați învățat în anii de studii la Academie a consolidat valorile pe care, cu siguranță, vi le-au însuflat acasă părinții voștri. Le mulțumesc pentru felul în care v-au crescut și pentru că v-au încurajat să urmați o carieră în Ministerul Afacerilor Interne. Pentru o carieră de succes, aveți de parcurs un drum lung, cu multe provocări, dar predictibil. Pe lângă ceea ce ați învățat deja, vor fi esențiale atât experiența pe care o veți dobândi la locul de muncă, cât și accesarea programelor de formare continuă puse la dispoziție de structurile Ministerului Afacerilor Interne și nu numai. Pregătirea dumneavoastră profesională va fi un proces continuu și deloc ușor, având în vedere specificul activității Ministerului Afacerilor Interne, dar vă asigur că satisfacțiile vor fi pe măsură. Să nu uitați nicio clipă că, pe lângă vocația dumneavoastră, va fi nevoie de o mare capacitate de adaptare la provocările pe care le veți întâlni și, poate cel mai important, de spirit de sacrificiu. Mă bucur că ați ales această carieră, mai ales în aceste vremuri deosebit de încărcate și încercate, când poate mai mult ca oricând este mare nevoie de forțe proaspete și bine pregătite. Vă încurajez să dovediți un înalt nivel de profesionalism, să nu renunțați la dorința de a fi cei mai buni și să fiți exemple atât pentru cetățeni și comunități, cât și pentru colectivele profesorale din care faceți parte. Legea este cea care trebuie să vă ghideze de fiecare dată acțiunile și deciziile dumneavoastră. Atât timp cât nu veți încălca acest principiu, vă asigur că veți reuși să câștigați respectul cetățenilor și comunităților pe care le veți apăra. Onorată audiență, evenimentul de astăzi are o dublă însemnătate emoțională și simbolică. Aici, în incinta Academiei de Poliție, punem piatra de temelie a unui lăcaș de cult care va fi reprezentativ pentru Ministerul Afacerilor Interne. Credința este un liant puternic care făuresc punți de legătură, mințe ascuțite și caractere puternice, consolidând astfel comunitățile noastre. Aici se vor oficia nu doar slujbele cultului religios public, ci și ceremonii religioase cu caracter național, momente care ne unesc și ne dau încredere în noi și în viitor. Îmi doresc ca această biserică să fie un simbol al credinței într-un adevăr, al depășirii provocărilor de orice fel și al încrederii în succesul misiunilor încredințate. Dragi absolvenți, ocazia avansării și depunerii jurământului de credință, vă felicit și vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare! Ura! Ura! Ura!
Domnule ministru al afacerilor interne, vă rog să ne permite să realizăm dispozitivul pentru defilare. Promoție! Drept? Promoție! La dreapta! Pentru un colonar! Cu cântec! Înainte! Mulți! Promisiunea de a-și respecta jurământul depus față de țară.
prin fața dumneavoastră defilează detașamentele de la specialitatea TREP sub comanda instructorului de detașament, domnul subinspector Nicolae Coștin. Urmează absolvenții de la specialitatea poliție sub comanda șef al învățământului, domnul inspector principal Iordache Ion și a comandantului de detașament, domnul subinspector naționale. Prin fața tribunei, sub comanda domnului comisar șef Max Iulian, vă prezint onorul cei mai tineri ofițeri economici de frontieră, specialiștii de drept, șof de siguranță publică, imigrezi, reședii cu pașapoarte, ofițeri care vor asigura securitatea frontierelor și care vor intervini în misiune și operațiune de recepție cu șef de formare inițială, precum și gestionarea atribuțiilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor. Urmează absolvenția Administrației Naționale a Penitenciarilor, de-a căror temeinică pregătire va beneficia Ministerul Justiției. Defilează prin fața dumneavoastră și absolvenții pregătiți pentru nevoile Ministerului Justiției și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova. Angajamentul ferm de a continua tradiția luptătorilor din dealul Spirii vă prezintă onorul în fază de filare detașamentul de ofițeri de pompieri sub comanda domnului Cătălin Inginer și Manuel Mai, alături de cei 10 absolvenți pregătiți pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne din Palestina. Urmează absolvenții de la specialitatea drept și urme siguranță publică jandari, în frunta cărora se află comandantul de batalion, domnul colonel Codaru Stăpan, ofițerii jandarmeriei române, invitat de fost remarcat la nivel internațional, prin îndeplinirea cu succes a operațiunilor de menținere a păcii, defilează sub deviza Lex Pro Tordo, privind astfel tradiția și modernitatea. Militară a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, sub agheta domnului plutonier adjutant șef Adrian Ola.
Mulțumesc.